Un accident de circulație a avut loc joi seară în Târgu Jiu, localitatea Componentă Românești. Au fost implicate două mașini. Potrivit poliției, un tânăr de 23 de ani din Plopșor, în timp ce conducea un autoturism pe drumul european 79 Românești, a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un cap de pod, ricoșând în alt autoturism staționat pe marginea carosabilului, apoi s-a răsturnat. La fața locului s-au deplasat un echipaj smurt și un echipaj pentru descarcerare. O persoană a fost transportată la spital, iar alte două au primit îngrijiri la fața locului. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier produs în municipiul Târgu Jiu, cartierul Românești, în care au fost implicate două autovehicule. La fața locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare și un echipaj smurt din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, precum și două echipaje din cadrul serviciului de ambulanță județean Gorj, care au constatat că în urma impactului trei persoane au fost rănite. Două dintre acestea au suferit leziuni minore, au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat să fie transportate la spital. Una a suferit leziuni mai grave, fiind transportată la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Târgu Jiu pentru investigații medicale suplimentare. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost testat cu aparatul etilotest, însă acesta nu a consumat alcool înainte de a pleca cu mașina. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Este cel de-al doilea accident petrecut în Gorj în decurs de numai câteva ore. Trei persoane au fost rănite ieri după amiază la Telești, după ce șoferul unui autoturism a ieșit din curtea casei fără să se asigure.